În hol e împodobit bradul, iar muzeul răsună de colinde. Zi de zi aici vin peste 100 de copii ce confecționează sorcove, dar și pictează pe sticlă. De fapt, ei realizează cadoul ideal pentru mămici și bunici. Ce faci acum? Pictez pe Moș Crăciun. O să și mie cum ai început și toți pașii pe care ai urmat? Pe prima dată l-am făcut pe bebe, după aceea am făcut toată haina lui Moș Crăciun. I-am făcut pălăria. După aceea am început să fac aproape orice. Este greu să pictez pe sticlă? Nu. Micuții de la școala George Poboran s-au îmbrăcat de sărbătoare în cinstea moșului și au pictat cântând colinde. Fulgerea, mișinii, strada și pomii au haina și din. Fulgerea, ca din cer, nasul și obrajii sunt roșii de cer. Lecția de pictură este binevenită pentru că cei mici își exersează talentul și învață lucruri noi despre tradiții și obiceiuri. Astfel de activități sunt foarte importante în dezvoltarea copiilor. Lor le place foarte mult să picteze, să decupeze, să coloreze, iar învățarea este centrată pe dezvoltarea celor 8 competențe cheie, de aceea noi trebuie să le dezvoltăm și astfel de activități artistice copiilor. Pentru că sunt talentați, elevii au devenit mici profesori de artă. Am spus și mie cu ce trebuie să fac ca să învăț să pictez și eu pe sticlă? Păi mai întâi trebuie să faci conturul la ce vrei să desenezi pe o sticlă și apoi să iei acoarele, o pensulă și să te apuci să faci fix pe conturul sticlei. Trebuie să fiu și talentată? Nu chiar. Activitățile de la muzeu nu se încheie aici. Săptămâna viitoare sunt așteptați mult mai mulți vizitatori. Ne bucurăm de o prezență extrem de mare din grupul elevilor și a domnilor profesori care vor să participe la astfel de ateliere. În fiecare zi sunt în jur de 100 de copii, iar de săptămâna viitoare, pentru că școlile se vor afla în școala altfel, cred că avem în jur de 200 de vizitatori pe zi care vor veni să viziteze expozițiile temporare și permanente ale Muzeului Județean Olt și să participe la tombolă. Atelierele de la muzeu au început în urmă cu un an și de atunci, fie vară, fie iarnă, copiii sunt încântați să învețe lucruri noi.